Deja faptul că fiecare sondaj realizat, ci că echidistant are propriile lui cifre, nu mai uimește pe nimeni, iar acest lucru este demonstrat de această dată de ancheta realizată de către IRI, International Republican Institute, potrivit căruia președintele Moldovei, Igor Dodon, rămâne politicianul care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor, iar la capitolul opinie favorabilă este unicul care a acumulat peste 50%. Totodată, lidera partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a primit 16% din încrederea cetățenilor, iar candidatul la alegerile pentru primăria Chișinău, Andrei Năstase, este apreciat de 8% dintre respondenți. Printre politicienii de încredere în viziunea moldovenilor se mai regăsesc premierul Pavel Filip, președintele PSRM Zinaida Greceanăi, liderul PDM Vladimir Plahotniuc, președintele PCRM Vladimir Voronin și liderul PNR Nato Usatăi, toți însă cu cifre sub 8%. Nu așa arătau însă și datele prezentate de IMAS pe 13 martie curent. Atunci, top 3 al celor mai apreciați oameni politici era format din Igor Dodon 43,8%, Pavel Filip 36,3% și Silvia Radu 34,8%. Cu toate acestea, în continuare, un număr semnificativ de moldoveni, numai puțin de 26%, nu au încredere în niciun politician din țară. Sondajul a fost realizat în perioada 7 februarie-7 martie 2018 pe un eșantion de 1513 persoane. Marja de eroare este de plus minus 2,5%.